Alo. Asta poți să o pui. Acum eu cu mami mergem în Italia, da, la Veneția, să ne distrăm un pic. Da. Și o să fie super. Super. Mâncăm o pizza? Mâncăm o pizza. La fast food. La fast food. Numai ce am ajuns. Îmi place. Îți mulțumesc, fata mea, că m-ai adus aici la Veneția astăzi. Ce azi? Cât suntem azi? 18, parcă. 17. 17 aprilie. Aprilie? Aprilie. 2016. Sper să mai fie și altă dată. Păi data viitoare mergem altundeva? Da, mergem în altă parte. Jumătate de oră mai departe. Da. La Milano? Sau ce mai ar fi? Nu, mai? Am putea. Aha. Nu știu cât de departe. Da. Super. Și vremea e faină. Ne era frică că o să fie norat. Da, și o să-mi înghețe genunchii. Noroc, ai și soarele. Na, hai, mai departe. Mai departe. Capa pornița. Hai mai zi ceva că te filmez. Mai ne fac pornice. Puneți cheile de la bolid. Dai ca. Ai ieșit la shopping, dragă? Am fost la shopping și acum mă duc la canalul, la podul suspinelor să găsesc adevărata dragoste. Vezi că o să vadă soțul tău filmarea. Pentru că am fost nefericită o viață întreagă. Și acum mă duc să-mi găsesc marea dragoste. Bine, sper să nu suspin prea mult. Cred că o să... Sper să nu suspin. Uite, trebuie să le ieși pe doamnele astea două. Vezi că poate te înțelege careva. Hai, cita, gata, că nu de
Pentru că aveți multă bluză, pantaloni. Păi, nu cred că mai mult. Nu se putea să venim în Italia și să nu mâncăm înghețată. De, uite, de plimbări, așa, păi dacă n-am fost, cât am fost tânără. Hai că nu ești bătrână. Păi nu sunt bătrână, dar nici. Acum m-aș duce undeva, așa, știi, să stau la plajă, să... Puța la soare. Da. Ce ți-a plăcut și ce nu ți-a plăcut la Veneția? Uite tipul asta. Îți faci și tu așa? Mi-ar place mie, dar nu am cum. Cum să-l fac eu așa? Îți faci degetele în priză și gata. După mie mi-a plăcut foarte mult acum la Veneția. În primul rând că am fost cu tine. Da. Și ne-am simțit bine. Da. Dar să știi că înghețata nu m-a dezamăgit.
nu m-a încântat nici absolut deloc. Nu m-am ca să zici că nu ai, știi, mănânci ceva de Italia. Așa că la sacul, la pomul lăudat, să nu te duci cu sacul. Să nu te duci cu sacul. Pizza aia nici atât. Nici atât. E faină Veneția de văzut o dată așa, ca să nu zici că n-ai văzut o dată. Da, așa sună bine. Da. Știi, se sună bine. Exact așa am venit și cu sentimentul anul trecut. Că e faină, dar prea multă lume. Da, Țuca, dar știi care e chestia, mami? Că prima dată trebuie să te documentezi despre ea. Înțelegi? Și să știi că ăsta e domnul ăia, nu știu ce, ăla ce a fost, ăla ce a fost. Nu, așa vii, ce să văd, niște cărămizi. Așa e peste tot. Păi da, dar nu e așa. Păi de ce nu te-ai documentat? Păi de proastă. Când am fost la Paris, la Salzburg, la fel, nu? Și acolo, ce să vezi? Un castel. Da. Activitatea noastră preferată, să stăm pe bancă, să ne uităm la alții, sigur. Hai, mă, Țuca, ce dragă, poți să spun. Dar ce putea cu se spală la nas, mă, cu alea nas? Asta e problema. Probabil că nu se spală. Tu îți dai seama ce pută ea. E rece? E destul de rece. N-are gheață, nu? Ba, da, asta e bună. Uite, stai să-ți dea un pahar. Prostul ca. Prost. Ma. Cine e prost? Vai, Țuca lui mama, ce fericită sunt. Ce fericită sunt. Nu pot să zic. Ce mă bucur că te-am bagă un deget. Bagă un deget. E rece? Facem o baie. Nu cred că ar fi foarte... Înțeleasă, da. Vor. Să ne aruncăm.
Au wiedersehen, mama. Lasă că acum e o lună, acum ne întâlnim peste o lună. Da. Asta e. Na, să ai grijă de tine, Țuca. Da. Și să fii cu minte. Cu minte, e și foarte cu minte, o cală, mama. Țuca, papa. Mersi pentru tot. Pusi, mami, și eu.